Veselia unor clipe medievale s-a stins de mult între zidurile curții vechi. Situat în centrul Bucureștiului, cel mai vechi monument feudal din capitală nu păstrează nici măcar o inscripție care să-ți spună că artizanul s-a numit Mircea cel Bătrân. Istoria locului începe în cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea, când pe acest loc a fost ridicată o fortăreață, un punct de observație a drumurilor care făceau legătura între munte și Dunăre. Compusă din Palatul Voievodal, Biserica Bunavestire, case cu saloane de recepții, cancelarii domnești, grajduri și grădini, fortăreața se întindea pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați și era înconjurată de un șanț lat de 2 metri. În secolul al XV-lea, Vlad Țepeș consolidează cetatea, transformând-o în reședință, alternativă celei de la Târgoviște. Sunt adăugate încăperi și pivnițe ample, cum este cea în care mă aflu, construite din bolovan de piatră de râu. După ce Vlad Țepeș este trădat de boieri și înlocuit cu fratele său Radu cel Frumos, aici apar craii de curte veche și tot aici Ștefan cel Mare o întâlnește pe ultima lui soție, Voichița. Știm că Ștefan cel Mare a petrecut 3 zile în cetatea de scaun a lui Radu cel Frumos, iar la plecare i-a luat și unica fiică pe care o avea Radu cel Frumos, care ulterior i-a devenit soție. Ce știți despre curtea domnească? Unele dintre cele mai vechi vestigii a capitalei de perioada când era și hanul Umanuc și vechea istoria Bucureștiului, care împreună cu Paratul, Stuțul și cu toate trei făceau parte din Bucureștiul vechi. Cine este întemeitorul curții domnești? Mircea cel Bătrân prin 1300 și ceva. Mircea cel Bătrân. În 1545, sub domnia lui Mircea Ciobanu, începe ridicarea Bisericii Bunavestire. Peste 9 ani este terminată și devine locul de încoronare al domnitorilor țării românești. Această biserică este cea mai veche biserică din București, cea mai veche clădire în picioare din București, locul unde curtea domnească își avea biserica. Din curtea veche, bine mai arată doar biserica. Fortăreața așteaptă încă o salvare. Din câte știu eu, în ultimii ani se încearcă elaborarea unui proiect prin care se urmărește atragerea unor fonduri europene.